Cum ești? Cum te simți? Mă simt foarte bine, sunt super ok, super ok. Ana, a bubuit presa în zilele astea, nu ai cum să nu știi ce se scrie despre soțul tău. El este bărbatul perfect, noi suntem familia ideală. Este perfect pentru tine, având în vedere ce se scrie în presă și așa mai? Va declara soțul meu să nu fie matrița bărbatului perfect, așa cum spuneți voi că nu e adevărat, va declara că este cu o domnișoară cunoscută din oraș și care are copil și așa mai departe, va declara vreodată? A spus că lucrurile astea țin de viața lui personală, însă a confirmat faptul că a înaintat actele de divorț de către... Păi când o să le primești eu, atunci o să pot să vorbesc și eu. Ați comunicat în ultima perioadă, ați avut discuții despre acest lucru? Acum 3 minute am vorbit. Și ce ți-a spus? Asta e tot între noi, vorba lui, tot între noi. Astea sunt niște probleme care țin clar de noi. Că toată lumea îmi ține calea și eu am spus că deocamdată nu am ce să declar, că nu mă ascund de presă eu. Dar eu nu am ce să declar în momentul ăsta pentru că nu știu nici eu, absolut nimic. Da? Totuși crezi ceea ce se scrie în presă? Adică sunt lucruri destul de clare. Laurențiu Reghe cam este tatăl copilului meu și pentru noi este perfect. Și pentru dumneavoastră presa și pentru România a fost perfect și este perfect. Pentru că, repet, nu l-a prins nimeni cu nimic. Că din această mașină mea coboară acum un domn, nu trebuie să fie bărbatul meu, amantul meu sau să am un copil cu el. Soțul meu este mult prea mândru și voi îl știți, ca să umble cu o domnișoară sau să iasă sau să se afișeze sau să aibă copil cu o domnișoară de, ce spuneți dumneavoastră, genul arhicunoscută în oraș. Eu cred că soțul meu, când a intrat undeva cu mine, s-a făcut liniște, sau singur, la fel, s-a făcut liniște și cred că niciodată n-ar putea să iasă cu genul ăsta de femei și să fie murmure când intră undeva, de genul am avut-o și eu, o cunosc și eu, am plătit-o și eu. Eu cred în toate lucrurile astea și cred foarte tare în soțul meu și, repet, soțul meu este matrița bărbatului perfect. Ce te-ar putea face să crezi lucrurile care se scriu în presă? Adică scrie... Eu v-am mai spus vouă întotdeauna. Eu sunt Ana Maria Prodan. Am devenit Reghe Camp. Eu m-am născut Ana Maria Prodan și așa o să mor. Cu Reghe Camp lângă mine, fără Reghe Camp, cu alți bărbați care îmi vor deveni sau nu soți sau iubiți, este strict ceva adiacent pe lângă mine. Eu sunt Ana Maria Prodan, copiii mei sunt Prodan. Totuși, faptul că apar atâtea articole și atâtea lucruri se scriu și se scriu în continuare, nu-ți știrbește încrederea în soțul tău? Nu, de ce? Eu am învățat așa de la tatăl meu. Pe soțul tău și pe copiii tăi, tu îi vei crede întotdeauna. Orice ar veni cineva să spună și cu fotografii, până și fotografia este trucată. Și filmele pot fi trucate, da? Eu când o să am discuție cu soțul meu față în față, cu copiii mei, dar față în față, să știm toți, atunci eu am puterea și atunci va trebui să ies și să vorbesc eu. Până atunci, eu nu pot să spun decât atât. Laurențiu Reghe Camp este soțul Ana Mariei Prodan Reghe Camp, este tatăl copiilor mei, este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ. Ceea ce pot eu să vă spun, că are alături niște oameni pe care și eu am greșit că i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni așa, care profită de bunătatea lui și, între ghilimele, naivitate, pentru că este un om extraordinar de bun, este un suflet minunat. Este un om care crede mai mult ca mine în oameni. Atât. Și totuși declarațiile de ieri în care a confirmat divorțul și prietenul dumnealui, domnul Tis, care a confirmat că îi va fi naș. Adi a glumit, dar a și spus. Noi, prietenii, facem glume pe tema asta. Adi Tis a vorbit cu mine ieri și mi-a zis, băi, aia este zero barat, nu există așa ceva, ăsta este fratele nostru, nu poate să facă greșeli de genul ăsta. A spus în aceeași măsură că tu ești sora dumnealui și el... Dar nu, dar noi ne distrăm. Adică noi și eu, în orice situație ar fi, și peste 20 de ani bătrână în baston, tot o să mă distrez pe situația asta. Pentru că pe mine, când mă sună prietenii comuni, inclusiv Aditis, ce bă, dacă pleacă Reghe, bă, o să-și ia una mai tare ca tine, una mai deșteaptă, una mai faimoasă. N-are cum să coboare niciodată fratele nostru. Și eu îi spun, auzi, soțul meu întotdeauna tins spre... Știi cum e, spre cer. Și mai sus. Vă pup. Mai poți? Mai pot, eu pot. N-ai văzut când duc eu? La câte din astea s-au scris despre mine și despre soțul meu și despre copii și... Ce te-ar face cu adevărat să divorțez de domnul, de Laurențiu? Să divorțez? Mitocănia, el știe și voi știți. Eu nu suport minciuna, mitocănia și dezmățul nu-l suport. N-aș putea să...
nu știu, n-aș putea să accept nici eu, nici copiii mei care sunt crescuți de mine și de soțul meu în chestia asta așa. Noi trebuie să fim demni. Nu, n-ai cum. Sau cu, hai să facem copii în afara căsnicii, în timpul căsniciei, hai să facem încă trei cu alte femei. Nu, asta pentru mine este o viață de canal, iar oricine, nu soțul meu, oricine ar trăi eu și copiii mei. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ca unul din copiii mei să o ia pe drumul ăsta, eu nu mai sunt mama lor, ei nu mai sunt copiii mei. Și totul se scrie repeta nu știu câte oară. Mai vorbim de despre demnitate? Pozele acelea n-au fost dovezi? Care? Care poze? Au existat imagini apărute acum 3 săptămâni cu dumnealui și așa, această domnișoară. Nu, în Craiova. Surprinși la o clinică privată. Erau două persoane care s-au urcat în aceeași mașină. Cine? L-ați văzut pe Laurențiu Reghecamp? Laurențiu Reghecamp. Laurențiu Reghecamp. Uite, îmi permit să caut imaginea? Da, te rog. Eu n-am văzut așa ceva și crede-mă că nici măcar nu citesc presa, dar... Două secunde și ți arăt. Am văzut o fetiță din asta... Eu te întreb un lucru, câți ani are fața asta? În jur de 25. Așa. Păi și câți ani are Laurențiu Reghecamp? Se apropie de 50. Păi, bărbată în putere. Bravo, ce minte trebuie să ai să-ți iei una cu 20 de ani mai tânără ca tine să vorbești ce cu ea? Și asta este mașina voastră. Asta e, și eu ce am spus? Este, mașina a fost dată unui prieten. Cine e ăsta? Domnul Laurențiu. Așa ți se pare? Păi avem și un video. Ia arată în video. Și asta cine e? Că nu văd. Asta e domnișoara Birca. Care? Într-o parte așa una, într-o parte s-a făcut o poză. Ia. Și îl vezi pe reghe cam cu fața aici? Se vede. Ia să văd, eu nu l-am văzut. Eu mă distrez așa, știi, când îmi arătați asta. Așa, unde e? Asta e o poză normală. Așa. Ce vedem? Ce vedem, zi-mi și mie? Ce? Cine? Cine, iubita mea? Vezi ceva? Eu nu văd nimic. Măi, iubita mea, nu e nimic.